Ilegalitățile se pedepsesc scump în Moldova. Doi indivizi, unul de 28, altul de 31 de ani, au fost încătușați de oamenii legii, fiind suspectați pentru comiterea furturilor din mașini de lux. Activitatea bine organizată a celor doi a fost monitorizată de polițiști timp de 5 luni, timp în care s-au acumulat probe suficiente care demonstrează vina suspecților, mai ales că majoritatea de acțiunilor lor au fost surprinse de camerele de supraveghere. Totodată, forțele de ordine au stabilit că indivizii au fost și complici în mai multe furturi de același gen. În urma percheziților efectuate la domiciliile figuranților, oamenii legii au găsit mai multe obiecte furate. Pentru fapta lor, cei doi riscă până la 12 ani de închisoare.